Scumpi frați și surori, din nou vă salut cu harul și pacea Domnului Iisus și doresc, așa cum zicea Apostolul Pavel, ca ele să ne fie înmulțite în inimile noastre. Harul, îndurarea, dragostea, pacea, bunătatea lui Dumnezeu să rodească în noi, să fie înmulțite. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Voi citi un text din Sfânta Scriptură, care s-a scris în 2 Timotei, capitolul 2. Citirea va fi mai lungă, 12 versete. E o adresare a Apostolului Pavel către urmașul lui în credință, către cel care urma să fie un slujitor în Biserica Domnului Iisus. Și aș vrea de la bun început să întreb, cum credeți acest cuvânt era doar pentru Timotei sau este doar pentru slujitorii bisericii sau e valabil pentru orice credincios? Dacă credeți că e valabil pentru orice credincios și ar trebui sau se poate îndrepta către noi în ziua aceasta, aș vrea să-l citim și Duhul lui Dumnezeu să dească în inimile noastre cuvântul Lui, care la timpul potrivit va aduce roadă pentru împărăția Lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 2, de la început, 12 versete. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris în oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din semânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo, că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mângâierea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți cu El, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Amin. Am citit aceste 12 versete și așa cum am zis la bun început, e o adresare a Apostolului Pavel către Timotei, către un urmaș al lui în credință care urma să fie slujitor în ogorul Evangheliei, în lucrarea lui Dumnezeu, îi dă unele învățături, unele sfaturi, dar care pot fi valabile și pentru noi, pot fi folositoare pentru orice credincios în viața pe care avem de-o trăit. Nu vom analiza verset cu verset aceste lucruri care le-am citit, dar aș vrea să atrag atenția asupra câtorva lucruri care cu adevărat ne sunt de folos pentru fiecare zi pe care o trăim acum. Și cred că dacă vom lua aminte la ele, ne vor ajuta mai ușor să trecem pe acolo pe unde trebuie să trecem. Încep de la sfârșitul acestui text. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El.
Auziți, noi astăzi avem de răbdat. Poate am avut de răbdat ieri. Poate răbdăm azi, vom răbda mâine. În viața pe care o trăim aici, în porțiunea asta de timp numită astăzi, noi avem de răbdat pentru ca în cealaltă porțiune de mâine, când vom fi împreună cu El. Dacă răbdăm acum împreună cu El, dacă suntem părtași cu El la necaz, vom fi părtași cu El la slavă. Vreți să cugetăm un pic asupra acestui cuvânt de răbdare, de necaz, de suferință? În vremurile noastre, în împrejurările în care trăim, care sunt necazurile noastre? Care sunt răbdările noastre? Care sunt luptele, frământările pe care le ducem? Dacă într-o altă împrejurare și cei mai în vârstă dintre voi cunosc despre prigoniile ce au fost din pricina credinței, că nu puteai, cel puțin nu puteai să ai un lucru bun. Vorbeam zilele trecute cu cineva dintre frați și mi-am aminteam despre o întâlnire cu Leo Frank, care a fost în părțile noastre și spunea, am urât și urăsc și acum profesia asta de tractorist. Și vă spun de ce. Pentru că în Uniunea Sovietică, unde am crescut, cel mai înalt post pe care putea să-l ocupe un credincios, putea să devină tractorist. Oricât de mare capacitate n-ai fi avut, oricât de multă înțelepciune, pricepere, nu te puteai dezvolta doar aici. Și era și el un tânăr plin de râvnă și dorință după cunoștințe, dar mai mult decât tractorist, n-a putut să devină. Ei, acelea au fost împrejurările de atunci, de acolo. Eu mă întreb pe mine și vă întreb și pe voi, care sunt necazurile, frământările, luptele, răbdările care avem de le dus azi? Nu vreau să-mi spuneți despre boli corporale, le am și eu, le are toată lumea, dar cred că nu despre aceste răbdări, spune aici. Zice, dacă răbdăm acum aici, vom și împărăți împreună cu El. Aș vrea să asociez acest cuvânt de un alt cuvânt a Apostolului Pavel, care spune că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va fi prigonit. Despre ce fel de prigoane, spune el? Da, ele pot fi din partea guvernului, ele pot fi din partea celor ce gândesc altfel, din partea celor care nu cred în Dumnezeu, dar nu doar atât. Cele mai mari, cele mai grele lupte și prigoniri au fost acele din lăuntru. Și nu vreau să zic despre prigonirile fraților, de către frați, vreau să spun despre alte prigoniri. Știți că în primul rând noi avem de neluptat cu eul nostru, cu dorințele noastre proprii. Spuneam fratelui Ilie, cu câțiva ani în urmă s-a pocăit o familie. Mi-a fost interesant de dorința, râvna acestei familii de a-L sluji pe Dumnezeu. După ce a trecut un timp scurt după pocăința lor, au zis, frate, știi ceva? Noi am trăit, avem 40 de ani, noi știm ce înseamnă viață, am trăit-o după cum am crezut că e bine, după cum am văzut la alții, după ce ne-am dorit, ne-am împlinit dorințele noastre, dar dacă am venit la Domnul, am vrea să trăim cum place Lui. Am vrea să ne petrecem viața așa ca să-I placă Stăpânului nostru. Dacă am ales pe Dumnezeu ca stăpân și domn peste noi, vrem ca viața noastră să slujească Lui.
Nu vă spun despre discuția ce am avut-o cu ei atunci, dar aș vrea să zic, credeți că asta ar trebui să fie dorința noastră? Și încă nu e impusă de cineva, ci care vine, izvorăște din lăuntru. Dacă vrem să împărățim împreună cu El, avem de răbdat, avem de neluptat, avem de neîmpotrivit. Dă-mi voie să te întreb, după ce principii îți trăiești viața? Cine îți dictează cum trebuie să trăiești? Cine dă nota felului de îmbrăcăminte, de comportament, de trai? Cred că pentru orice copil al lui Dumnezeu trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu. Ce-i place Lui? Pentru că a sluji pe Domnul după cum ne place nouă e doar o înșelăciune, o autoamăgire care nu ne va aduce niciun folos. La sfârșitul drumului ni se va închide ușa în față. Nu vreau să vă întreb dacă credeți altfel, că dacă crede cineva altfel, trebuie să se pocăiască. Prin intrarea lui Iisus Hristos în viața noastră, din moment ce El a intrat în viața noastră, viața noastră trebuie să se schimbe după voia Lui, după plăcerea Lui, după gustul Lui. Citesc din nou acest cuvânt, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Versetul 11, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Întâi trebuie să murim împreună cu El, apoi să trăim împreună cu El. Aș vrea să mă adresez mai întâi celor mai tineri. Știți ce înseamnă a muri împreună cu Hristos? Nu de mult ați avut botez și actul acesta al scufundării în apă înseamnă o imagine a morții față de păcat, am murit și înviem de acolo, ieșim din apă ca să trăim pentru Dumnezeu. Hotarul, granița aceasta trebuie să existe în viața oricărui om până la și după. Amestecul sau lipsa acestei granițe, amestecul de culori între alb și negru, nu vine de la Dumnezeu. De la început Dumnezeu, când a creat lumina, a despărțit lumina de întuneric. Când a făcut Dumnezeu pământul, a despărțit apele de uscat. Și pune întrebare mereu și mereu în Noul Testament, ce legătură este între Dumnezeu și cel rău, între Hristos și Belial, între cel sfânt și cel păcătos? Ce ne leagă? Amestecul acesta de a trăi după cum vrem, după cum ni se pare că e bun? Nu voi citi, dar vreau să amintesc din Evrei, capitolul 11, este o listă a eroilor credinței. Știu că o știți, pentru că suntem credincioși, citim, auzim predici din locul acesta și ne place de oamenii care au fost eroi ai credinței, au trăit cu Dumnezeu și prin credință au făcut lucruri și lucrări mari, mărețe, care nu pot fi puse alături
cu nimic, dar aș vrea de data aceasta să amintesc un lucru. Ni se spune despre Moise, de la versetul 24, Evrei 11:24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii priviți spre răsplătire. Dragii mei, frați și surori, aș vrea un pic să cugetăm asupra acestui cuvânt. Vă rog, dacă se poate, să mai lăsăm un pic acolo versetul. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Cred că ne dăm seama despre comorile Egiptului, despre el ca un potențial urmaș chiar al tronului împărătesc, al lui Faraon, și în cele din urmă el a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui, cu neamul lui. El a socotit o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și îmi place sfârșitul acestui verset, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Ceea ce l-a făcut pe omul acesta deosebit era faptul că el vedea undeva departe o răsplătire dumnezeiască mai mult decât comorile Egiptului. Vreau să te întreb pe mine, dar și pe tine în ziua asta, știi că acolo unde sunt îndreptați, pironiți ochii tăi, aceea vei face? Pentru aceea vei lupta, încolo te vei îndrepta? Dacă el avea ochi, pentru că el avea ochii pironiți spre răsplătirile dumnezești. Acum aș vrea să ne întoarcem la toți eroii credinței din Evrei, capitolul 11. Spune despre tinerii aceia care au fost aruncați în cuptorul aprins. Vă duceți aminte că ei au zis, da, Dumnezeu ne poate salva, dar chiar dacă nu ne scapă, Domnul, noi tot nu ne vom închina, pentru că noi avem pe Dumnezeu care ne-a zis doar Lui să ne închinăm. Ei aveau ochii lor pironiți spre răsplătiri, chiar dacă aici murim. O listă a oamenilor credinței, a eroilor credinței, care prin credință au biruit puterea focului, au biruit una, au biruit cealaltă, au făcut isprăvi mărețe, dar sfârșește lista aceasta cu alți eroi ai credinței, care și-au pus încrederea în Domnul și ei au fost omorâți și au terminat viața sfâșiați de fiare, tăiați în două cu ferestrăul, sub chinuri și torturi grele. Mi-am pus mereu și îmi pun întrebarea și altora, credeți că credința acestora n-a avut valoare? Mai mare valoare. Au fost hotărâți chiar dacă ne sfâșie fiarele, ochii ne sunt îndreptați spre răsplătire, chiar dacă pierdem averile și comorile de aici, noi așteptăm ceva mai mult. Răsplătirile dumnezeiești, viitorul petrecut cu Dumnezeu e mai mult decât orice. Toată lumea e într-o alergare, într-o goană după fericire. Și unii cred într-un fel, alții își exprimă în alt fel ceea ce cred despre fericire, dar oricum mor nefericiți. Cei ce au crezut că fericirea e în bogăție și au luptat pentru asta,
mor cu mâinile goale, alții și alții și alții, dar înainte ca să ne uităm la alții, sau mai bine decât să ne uităm la mulți, ne uităm la unul singur, Solomon. În postura lui, cu înțelepciunea lui, el a încercat toate și zice în cartea lui că mi-am pus inima să înțeleg știința, mi-am sădit vii, livezi, grădini cu pomi. Am zis apoi inimii mele, te voi înveseli cu vin. Apoi m-am adâncit să cunosc științele. Dar în toate acestea, după fiecare latură a cercetărilor lui din viață, a zis, o deșertăciune a deșertăciunilor sunt toate lucrurile. Își sfârșește. Îmi place cum a zis cineva despre cartea asta, Eclesiast, a zis că asta e spovedania unui om zbuciumat în viață. Asta e mărturisirea unui suflet care a alergat în căutarea fericirii și n-a găsit-o. La urmă el zice că fericirea e să te temi de Domnul. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, zice el, teme-te de Domnul și păzește poruncile scrise în cartea lui. Asta e datoria oricărui om. Pentru că nu lucrurile, posesiunile noastre ne fac fericiți, ci Dumnezeu dă fericirea. Dacă îl avem pe El și El e sursa fericirii și a bucuriei noastre, atunci ne putem bucura și în necazuri, atunci ne putem bucura și în lipsuri, atunci ne putem bucura chiar dacă câmpiile nu ne rodesc și dacă grajdurile ne sunt goale, chiar dacă după ziua de muncă rămânem cu mâinile goale, pentru că prețuim răsplătirile dumnezești mai mult decât bogățiile Egiptului. Scumpii mei, frați și surori, de multe ori credincioșii pierd râvna de a trăi curat pentru Domnul, ne împotmolim cu păcatul atât de ușor, ne lăsăm atât de ușor legați de păcatele ce izbesc, pentru că nu privim spre răsplătiri, pentru că nu ne închipuim măcar ce răsplătiri ne așteaptă. Oamenii care au vrut și cărora Dumnezeu le-a deschis câtuși de puțin ochii să vadă viitorul, au zis, nu se merită pentru gunoaiele de aici să pierdem strălucirea cea veșnică. Mi-aduc aminte de unul dintre ultimii pocăiți de la noi din sat, omul care 25 de ani de când în casa lui s-a pocăit fiica și el n-a fost nici la o rugăciune, nici la o binecuvântare de copii, nici măcar la binecuvântare nepoților, până când Dumnezeu, omul care mergea cu canistră de benzină, dacă găsește undeva pe soția lui la rugăciune, acolo îi dă foc. Și în cei din urmă, după ce l-a trecut Dumnezeu printr-o suferință și după ce s-a văzut, zicea el, necăjit și muncit, m-am zis, Doamne, dacă mai ai milă pentru mine, și zis, am simțit două brațe sub mine care m-au scos deasupra gropii în care ziceam. Și abia atunci a dat un telefon neveste și a zis, zice, sună-te rog lui Ruben, sună-te rog la frate să roage pentru mine, să-mi dea Dumnezeu viață, pentru că destul m-am chinuit. Și după 8 de zile de reanimare, a zis, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, acela care mi s-a descoperit. Și am înțeles că 25 de ani i-am pierdut ca o suflare. Și dacă va trebui Dumnezeu să-mi ceară socoteala, nu pot sta cu nimic în fața Lui, numai iertarea Lui mă poate face fericit. Măriți să fie Domnul! Numai atunci când prin credință, privim spre răsplătirile dumnezești, atunci avem putere să trăim curat, avem putere să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, avem putere să zicem și noi ca și oamenii lui Dumnezeu, chiar dacă
Nu mi s-ar împlini dorințele mele. Eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-mă și Doamne, ajută-ne. Doresc mult ca bunul Dumnezeu, care ne-a binecuvântat, ne-a ajutat, ne-a sprijinit, ne-a mângâiat, să sădească în inima fiecăruia din noi râvna și dorul acesta de a trăi în voia lui Dumnezeu. Dar iar aș vrea să amintesc încă un lucru pe care l-am citit. În scurte cuvinte, dar Apostolul Pavel ne-a dat acest sfat să luăm exemplu de la alții. În primul rând l-a pus în față pe plugar, care muncește înainte ca să strângă roadele. Îmi dau seama că cei mai mulți, sau poate nu cei mai mulți, dar generația mai tânără nu știe ce înseamnă munca plugarului. Aveți o altă ocupație, aveți altele munci, dar pentru cei mai în vârstă, știți cum nu mai se ducea zăpada și începeam să scociorâm în pământ, în nădejde că abia când va veni altă zăpadă, vom strânge roade de acolo. Și orice lucru trebuia făcut la timpul lui, așa cum cere el, de altfel degeaba ne e truda. Ziceau bătrânii, da? O zi de vară, te hrănești un an. Cel ce doarme în timpul secerișului face rușine, zice Scriptura. Mi s-a întâmplat într-un an ploios, într-o vară ploioasă, să trec printr-un sat câțiva ani mai în urmă, știți satul Voloca, unul din cele mai bogate sate din Bucovina, oamenii aveau altele ocupații cu business, cu flori, cu rochii de merese, oameni care câștigau altfel pâinea, dar totuși câmpurile erau semănate. O vară ploioasă și într-o bună zi, când a venit soarele, când arătau prognozul că câteva zile va fi vreme bună, oamenii s-au încurajat unul pe altul și au lăsat mașinile de cusut, au lăsat toate, au luat coasele în mână, au ieșit și au zis, asta-i pâinea. Dumnezeu ne dă 2 sau 3 zile, dacă nu vom strânge noi și nu vor strânge alții ca și noi, ne pierdem. E vremea când să facem asta. Mi-a rămas în memoria acel moment, când oamenii care aveau cu tot altă, știau ei că de la strângerea acelei pâini nu depinde viața lor, că aveau belșug din altele părți. Dar au zis, asta-i pâinea. Dacă nu vom strânge acum, degeaba ne e. Apostolul Pavel ne îndreaptă privirile noastre înspre disciplina plugarului. El știe că trebuie în răbdare să aștepte și lucrurile să le facă la timpul lui, așa cum se cuvine. Pentru cei ce nu înțeleg munca plugarului, ne pune o altă disciplină, disciplina unui militar. Dacă vrei să fii plăcut celui ce te-a înscris la oaste, atunci nu te mai încurci cu lucrurile vieții. Îți înțin drepți privirile, îți ațintești privirile la stăpânul care te-a angajat. Nu-ți faci plăcerile tale, nu mergi după plăcerile tale, ci după cerințele care ți sunt puse în față. Și în cele din urmă, puțini sunt militari dintre noi, tot nu pot pricepe, dar ne punem în față o altă disciplină, a unui sportiv, a unui om care aleargă sau face altceva în sport. Dacă nu lucrează după rânduieli, după reguli, nu poate fi încununat. Chiar dacă ajunge primul
Dar dacă a încălcat rânduielile alergării, degeaba, degeaba. Mi-aduc aminte de fratele Luigi Mițoi, spunea odată tinerilor, zice, mi-am pus în gând că și eu pot fi sportiv. Mi-am căutat un antrenor și am mers, i-am spus de dorințele care le am și mi-a zis, bine, bine, dar fumezi? Bei bere? Poți face 100 de flotări? Am strâns din umeri și am zis, dar de unde? Înseamnă că asta nu-i pentru tine, pleacă acasă. L-am prins de haină și am zis, nu, nu, eu vreau să devin sportiv de performanță. De aceea te-am căutat, am înțeles că ești un antrenor bun. Ce trebuie să fac? Ei, dacă așa, uite, îți fac un grafic, dacă cu asta începem. Și am zis, în timp ce tinerii mergeau să petreacă timpul ca tinerii, în parc, unii la țigară, eu alergam în parc. În timp ce alții căutau berea răcoritoare, eu făceam flotări și după o scurtă vreme am simțit o bătaie pe umăr care a zis, bravo, dacă continui în felul acesta, vei ajunge și vei depăși ceea ce ți-ai propus. A fost interesant pentru mine și foarte adevărat. Apostolul Pavel ne pune în față disciplina unui sportiv. Vrei să fii încununat sau vrei doar să alergi? Noi, ca creștini, vrem la urmă să fim răsplătiți de Dumnezeu sau, cum am citit sfârșitul acelui verset, dacă ne lepădăm, se leapădă și El de noi. Doamne, ajută-ne să ne ținem strâns cu mâinile amândouă, să ne pironim ochii, să ne ațintim ochii la răsplătirile lui Dumnezeu, pentru că acolo unde ne sunt ațintite privirile noastre, pentru aceea vom lupta, pentru aceea ne vom consuma, pentru aceea ne vom pierde timpul, într-acolo vom îndruma și pe alții. Și vreau să închei încă cu un verset pe care tot nu-l citesc, zicea Apostolul Pavel, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să ne ațintim privirile spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Pentru ce? Să luăm de la El exemplu. El, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu El, ci a făcut ceva. S-a golit, s-a dezbrăcat de slava Lui, a luat robia roabă, a venit jos pe pământ, a fost supus, a răbdat, a suferit și de aceea la sfârșit Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume care este în cerul, pe pământ și sub pământ. Mărit să fie Domnul! Cu asta încheie Domnul Iisus lucrarea Lui pe pământ prin rugăciunea care zice, Tată, a venit vremea, proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la Tine înainte de întemeierea lumii. Ei, Iisus Hristos era în slavă înainte de întemeierea lumii, dar pentru momentul acesta, ca să dea pe sine exemplu, s-a dezbrăcat, s-a golit, a fost rob, a fost supus, a fost ascultător, a răbdat, a suferit, pentru că apoi să ne zică prin Apostolul Pavel, ațintiți-vă privirile la El, faceți ca El și veți fi răsplătiți de Dumnezeu. Doamne, ajută-mi! Nu vreau să fiu doar un alergător, vreau să fiu un alergător care să capăt premiul alergării. Nu vreau să fiu doar numit, cum zice, fie că câștigi sau păgubești, negustor te numești.
Nu vreau să fiu doar unul negustor, vreau să fiu cel ce câștigă. Nu vreau să por numele de creștin, de copil al lui Dumnezeu, vreau să fiu și să fiu răsplătit de El. Te îndemn, te încurajez, te sfătuiesc, te rog, fă-o și tu și Domnul îți va da putere. Amen.